Bună ziua! Bine ați venit la noi, domnul dr. Ciprian Vrjeu, medic specialist, ortoped și specializat în operațiile de coloană vertebrală. Mulțumim mult că ați acceptat să stați de vorbă cu noi și să încercăm împreună să deslușim câteva dintre problemele sistemului de sănătate românesc, să spunem așa, deși sunt atât de multe, încât, mă rog, să le luăm pe rând. Puneți-mi în primul rând câteva cuvinte despre dumneavoastră, ca să știe și telespectatorii noștri de unde ați plecat și unde ați ajuns. Și unde am venit. Ați venit înapoi. Sunt prahovean din 1960 până în 1990, când am plecat din România. Sunt absolvent al IMF-ului din București. Și am lucrat câțiva ani ca medic de țară, medic generalist în Prahova, știind că între 1982 și 1990, timp de 8 ani, în ultimii ani ai comunismului, nu s-a mai dat niciun examen de specialitate și generația 82-83 până în 90 a fost obligată să rămână medic generalist. Am înțeles. Și după 90? În 1990, an foarte tulbure pentru tot poporul român, tinerii medici au sperat într-o schimbare radicală, atât pentru ei ca medici, cât și pentru poporul român. Ceea ce nu s-a întâmplat deloc și evenimentele din iunie, acea mineriadă populară care a făcut un mare rău României, ne-au hotărât pe noi, tinerii medici, să plecăm. Însă valul de plecări din anii 90 a fost minoritar. Adică fluxul de plecare a medicilor a început din anii comunismului. Îi număram pe degetele de la o mână medicii care reușeau să fugă, expresie comunistă, și care au rămas, eu mă refer numai la Europa de Vest, Franța și Belgia, două țări pe care le cunosc foarte bine. În anii 90 până prin anii 93-94 au plecat câteva zeci de medici. Problema era echivalența de diplomă. Diplomele românești până în anii 2007 nu aveau aproape nicio echivalență. În Franța trebuia să faci toți cei 6 ani de medicină, iar în Belgia, care erau un pic mai toleranți, am trebuit să refacem 4 ani din cei 6 ani de medicină. Deci dumneavoastră, cu IMF-ul absolvit, ați plecat în Belgia. Am plecat în Belgia și... Și acolo de unde ați luat-o? Acolo am luat-o din anul 3 de Facultatea de Medicină. Alături de copii la 18-20 de ani, studenții belgieni, care mâncau medicină pe pâine și care vorbeau franceza, limba lor natală. Avantajul nostru este că în anii 90 România era francofonă, francofilă. Un român din doi vorbea limba franceză. Deci cei care am plecat din anii 90 ne-a fost relativ ușor să dăm echivalența de diplomă în limba franceză. Însă a trebuit să facem și toți cei care am plecat în 90 să facem o spălătură de creier. Pentru că nivelul medicinii românești din 1989 era la ani lumină de nivelul medicinii belgiene sau franceze în anul 1990. Reluând studiile la una din universitățile de renume, Université Catholique de Louvain, am reușit echivalența de diplomă și apoi am luat din nou cei 6 ani de specialitate. Deci am ajuns în anul 2002 cu două diplome de medic generalist și cu o specialitate de ortopedie. Și ați început să operați în Franța sau în Belgia? Da, deci i-am terminat studiile în Belgia cu un cursus franco-belg. Posibilitatea de a face un an sau doi din cursusul de specialitate în altă țară din Europa este totuși un avantaj. Nu vorbesc că studenții din România nu pot să plece nici de la o universitate la alta în țară.
Și atunci, cu acest cursuri franco-belgi, am putut să mă instalez fără nicio altă problemă în Franța și am început în 2002 o carieră de chirurgie a coloanei vertebrale în Franța. Știu că veniți de atunci periodic în România pentru intervenții pe coloană. Știu că operați la Craiova. Cum reușiți să veniți și de ce nu veniți mai des? Da, pentru că... Și ce anume faceți exact aici când veniți? Da, pentru că subiectul discuției noastre se învârte deocamdată în jurul subiectului de ce pleacă medicii români. Vreau să vă spun un amănunt. În 1990, când am ajuns în Belgia, la Bruxelles, eram 10 medici străini, 10 medici români de diferite specialități. În anii 90, ne aducem bine aminte de căderea zidului Berlinului, au plecat și bulgari, și cehi, și polonezi în Europa de vest, din motive diferite de ale noastre. Ei bine, la echivalența de diplomă în Belgia nu s-au înscris decât medicii români. Bineînțeles că autoritățile universității au făcut ochii mari și s-au întrebat, dar de ce numai românii? Primul avantaj era francofilia. De limbă. De limbă. Deci nici bulgarii și nici polonezii nu vorbeau o limbă franceză ca noi, pe acea vreme. În al doilea rând, școala românească de medicină în epoca comunistă avea totuși o valoare. Să ne aducem aminte că erau cele 6 facultăți tradiționale de medicină, unde se făcea medicină la un nivel mai mare decât al cehilor, al ungurilor sau al bulgarilor. După anii 94-95, când în România au apărut aceste facultăți ciuperci private de medicină, s-a dublat și numărul facultăților, s-a dublat și numărul studenților în medicină, în așa fel încât și Franța și Belgia, în 1994, a luat hotărârea ca studiile de medicină din România să nu mai fie echivalate cu nimic. Deci au început de la zero, de la primul an de medicină. Bineînțeles, cei care au plecat după anii 95 și au trebuit să stea 12 ani în școala medicală belgiană sau franceză pentru a avea o echivalență de diplomă. Și decizia a fost luată indiferent de universitatea absolvită? Nu. Decizia a fost luată un pic arbitrar prin nivelul medicinii românești la nivelul anilor 96-90. În primele promoții ale facultăților private, nu este un secret pentru nimeni, nivelul absolvenților era foarte, foarte scăzut. Și atunci cele două țări au luat hotărârea ca studiile românești să fie reluate de la zero. Înțeles. Bun. Și să ne întoarcem la subiectul principal al discuției. Mai ținem un pic încă suspensul, nu. Pentru că tot în același rând, colegi la facultățile de medicină din Franța și din Belgia, cei care voiau să-și echivaleze diplomele, printre ei erau câțiva unguri, îi numerai pe degete, câțiva bulgari, câțiva polonezi, câțiva cehi. Ei bine, înainte de anul 2000, la sfârșitul anilor 90, guvernele Ungariei, Poloniei și au Cehiei, prin nu știu ce manevră miraculoasă, au reușit să-și aducă toți medicii înapoi. Deci colegii mei de secundariat, de internat din Franța, ungurii și polonezii s-au întors înapoi. S-au întors în țările lor și cu diplome universitare occidentale au adus un plus medicinii ungurești. Deci unul din foarte bunii mei colegi de secundariat, de internat din Franța, este astăzi mare chirurg de coloană vertebrală la Budapesta. Știți foarte bine că este un flux de bolnavi din România spre Szeged și spre Ungaria. Deci ceea ce alții au reușit înainte de anii 2000, noi nu am reușit până nici până acum. Dar asta este un alt subiect. Deci, căpătând o experiență de 10 ani în chirurgia coloanei vertebrale, în anul 2010 am zis așa, hai să dau înapoi ceva poporului român și școlii românești de medicină, de unde am plecat și unde am fost inițiat în medicină.
Surpriza mea și a celorlalți colegi a fost că la Ministerul Sănătății cadrele de la direcție la direcția de RAS, direcția de resurse umane, erau aceleași ca în 1989. Ba mai mult, problema spinoasă a întoarcerii medicilor din Occident spre România a determinat, și erau și asistenți care vreau să întoarcă, a determinat Ministerul Sănătății să nască o societate independentă, o întreprindere independentă, CRUPS, care analiza în afara Ministerului Sănătății și în afara Ministerului Învățământului, care analiza doștarul cu șină al medicilor care voiau să se întoarcă. Și așa se face că în 2010 am stat un an, am așteptat un an, este soluția cea mai fericită, pentru a avea un certificat de liberă practică renovabil în fiecare an și numai în structura privată. Deci dumneavoastră puteți oferi consultații și opera un singur an și după acel an trebuia din nou doștarul cu șină, care în afară de contul în bancă sunt 10 acte care se cer în fiecare an. Și așa am reușit în 2011 să intru în structura privată din România. Dar de ce doar în privat? Pentru că structura spitalului de stat incubă concursuri, deci noi nu facem parte din medicii români care pot să lucreze la stat, că nu avem statut și nu avem acel concurs de intrare pe posturile de la stat. Am găsit la Timișoara, primul meu post privat în medicina românească, o clinică a unui bun prieten de-al meu, un grec, Constantinos, care avea prima clinică privată din Timișoara și din vestul României. Clinica Atena, care făcea parte dintr-un lanț al profesorului Constantinos, care este un profesor de ginecologie cu studii făcute în România și care este unul din cei mai mari specialiști ai FIV în Europa. Deci fecundația in vitro. Pentru... Da. Și care conducea această clinică și am avut privilegiul de a face prima proteză de disc lombară în 2010 la Timișoara. Un bolnav român care venea din Canada să se opereze în România cu o proteză de disc lombară care nu se făcea în România. Câțiva ani mai târziu, pentru că să-i dăm cezarului ce al cezarului, am aflat că prima proteză de disc lombară a fost pusă în București de un profesor din București, dar ca teoria lui Păulescu, care n-a publicat nimic și s-a trezit că insulina și premiul Nobel i s-a luat de alții. Paulescu. Deci am lucrat câțiva ani la Timișoara, în clinica privată. Bineînțeles că eu, având familia la Turnu Severin, am dat o mână de ajutor colegilor ortopediști de la Turnu Severin. La fel, prima proteză de șold, prima proteză totală de șold, făcută în spitalul din Turnu Severin, am făcut-o eu cu colegii din Turnu Severin, 2012-2013. Proteza de șold totală există în Occident din anii 1970. Deci a fost o... Suntem la an lumină în spate, suntem la an lumină. După care, din nou, soarta și destinul m-a portat spre București. La București am cunoscut, din fericire, o altă personalitate a chirurgiei private în România, profesorul Cătălin Copăescu, care în anii 2000-2010 a fost singurul care a renunțat la activitatea la stat și și-a înființat una din primele clinici private și astăzi centru de referință în chirurgia bariatrică. Clinica Pondera se cheamă acum, din rețeaua Atena.
Bun, deci 2012. Mai departe, ce a urmat? Deci, cât am ținut legătura cu Clinica Ponderas în București, am venit regulat la 4-5, de 4-5 ori pe an veneam și făceam chirurgia coloanei vertebrale. Este specialitatea mea și este în același timp cenușăreasa specialităților din România. De ce spuneți asta? Pentru că până în 2014-2015 exista în România o școală de medicală de chirurgia coloanei vertebrale și un profesor, Florian Exercian de la Bactazar, de renume european și care avea o școală. Florian a ieșit la pensie, a avut și grave probleme de sănătate și sunt peste 12-13 ani de când nu mai există școală de chirurgie vertebrală. Vom vedea în episoadele celelalte că, din nefericire, bolnavii cu probleme vertebrale iau calea Occidentului, sau mai nou, a Orientului, în Turcia, și că marile exemple le-au dat prim-ministru sau președintele, care s-au dus să opereze pentru operații banale de coloană vertebrală, s-au dus să opereze la Viena și la Istanbul. Da, da, asta discutăm mai încolo. Exact. Haideți să ne întoarcem la medici. Da, deci ne întoarcem înapoi la acest val de emigrare al medicilor. Înainte de anul 89 erau 5 medici pe an. Între 90 și 96-97 erau 100 pe an care plecau. Aproape că nu se cunoștea. Însă valul, ca să nu spun tsunamiul, a fost după anul 2007. Deci când România a intrat în Comunitatea Europeană, porțile s-au deschis larg, directivele Uniunii Europene din 2007, cu echivalență automată a diplomelor de medici în cadrul comunității, au deschis așa, nu o poartă, au deschis o fereastră imensă și atunci valul de emigrație s-a numărat în mii și zece de mii. Deci astăzi eu sunt, dacă vreți, decanul și de vârstă și decanul de experiență în Franța. Deci numai în Franța sunt peste 4.000 de medici români, de toate specialitățile. Și de ce pleacă? Deci le pleacă specialiștii, deci lăsăm medicina generală deoparte, ne pleacă specialiștii pentru că chirurgii nu au nevoie de bani. Nu de bani pleacă ei din România. Li s-au mărit salariile la acum 3-4 ani, li se măresc la fiecare lună, la fiecare an. Da, sistemul de stat a încercat. Mai ales în anii electorali. Dar cu mâna pe inimă vă spun că chirurgii, medicii specialiști din România, nu pleacă din cauza banilor. Adică un chirurg la ora actuală în România, un chirurg într-un spital de stat, trăiește foarte bine și cu toate astea deci, sunt mulți care pleacă. Da, deci este o impresie, trăiește foarte bine, pentru că să nu uităm că este bacalaureat plus 12, diploma lor. În ce sens? Deci diploma de medic înseamnă bac plus 12. Da. Deci 12 ani după bacalaureat. Nu sunt alte specialități și alte meserii unde trebuie să faci atâtea studii. Corect. Așa. În al doilea rând, chirurgia, chiar dacă cei mai mulți zic că chirurgia se face cu roboți, cu RMN sau cu... Nu, chirurgia încă, și încă vreo 20 de ani de aici încolo, se face cu mâinile. Deci îți trebuie o manualitate. Există un sistemul de pregătire al medicilor din România care este foarte deficitar. Adică România pregătește, România la 18 milioane de locuitori, pregătește cu 1000 de medici mai puțin decât Franța, care are o populație de 4 ori mai mare. Deci România pregătește 9.000 de absolvenți de medicină, în timp ce Franța pregătește 10.500. Însă calculul este bine făcut. Scoatem 9.000 de medici pentru că știm că 50% vor pleca. Și atunci ne facem socoteala ce facem cu cei 4.500. Este trist, dar este adevărat. E groaznic de trist. Deci acum câteva zile, președintele Colegiului Medicilor, făcând turul facultăților
de medicină tradiționale, se exprima așa, 30% din tinerii medici vor să plece și 50% din viitorii absolvenți al facultăților de medicină vor să plece. Deci nimeni și nimic nu poate împiedica acest... Și problema noastră și a românilor, întrebarea este firească. Dar pe noi cine ne mai îngrijește? Pe noi, vreau să spun, părinții, rudele mele și poporul român. Că aducem pakistanezi și vietnamezi pentru mână de lucru ieftină. Dar nu vreau să-mi închipui că vom aduce medici pakistanezi și medici vietnamezi să îngrijească poporul român, în timp ce 5.000 de medici ne pleacă în fiecare an. Păi și, bun, de ce pleacă? De ce? De ce pleacă? Deci specialiștii nu pleacă pentru bani. Și asta vreau să o repet încă o dată și încă o dată, ca cei care ne ascultă să nu-și închipuie că în Franța și în Belgia banul, deci onorariile medicilor curg ca... Nu. Ei pleacă pentru că structura unui spital nu le permite să facă medicina sau chirurgia secolului 21. Astăzi, în spitalele județene, spitalele de urgență, cum se cheamă acum, se mai trăiește, și asta pot să o spun, se mai trăiește cu ajutoarele din 1990. Zecile de camioane și trenuri care au venit ajutoarele în perioada 90-91. Tot așa cum, în anii 90, când ei au venit, străinii, vreau să zic, au observat că noi mai trăiam din ajutoarele din 1977 ale cutremurului din martie. Deci, cam asta este nivelul. Cum să faci chirurgia secolului 21 când în spitalele din România se mai dezinfectează cu alcoolul medicinal al albastru, când bolnavii își cumpără medicamentele, își cumpără seringile, acele, medicamentele, să nu mai vorbim, nu este capitolul nostru, dar este o criză umanitară cu medicamentele. Și atunci ei au acces la cursuri în străinătate, la congrese. Ei văd cum să face chirurgia secolului 21 și atunci, pe bună dreptate, cei care știu să facă, cei care au o pregătire întemeiată în medicină, ce le rămâne? Să nu se mai uite înapoi și să plece lăsând casă, familie, părinți, să se realizeze, pentru că medicina nu e o meserie, medicina este un apostolat. Ea trece peste considerentele de familie, de... Deci noi suntem, cum spun eu, prima mea soție este spitalul. A doua este cea de acasă. Deci medicina mea, mai ales chirurgia... Și soția știe de acasă? Toate știu. Deci chirurgia cere un sacrificiu enorm și de timp, adrenalină, stres, dar este o satisfacție. În timp ce aici chirurgii, și eu mă refer la chirurgii de ortopezi, traumatologia îi inundă. Ei sunt înnecați în fracturile de umăr, fracturile de genunchi, fracturile politraumatismele. Nu mai au timp să facă chirurgia reglată, adevărata chirurgia a secolului 21. Deci ca să se realizeze din punct de vedere profesional. Acesta este motivul principal pentru care ne pleacă medicii. Sigur că da. Că de ce nu se întorc înapoi, vom reveni la sfârșitul emisiunii. Dar revenind la chirurgia coloanei vertebrale. Deci în România, după retragerea lui Florian Exercian, a dispărut școala de chirurgie vertebrală și astăzi pot să vă spun concret că nu sunt mai mult de 30 de chirurgi de coloană vertebrală valabil, potabil în România. 40 de chirurgi la 18 milioane de locuitori. Oricine își face socoteala pe hârtie și îți dă seama că jumătate din pacienți trebuie să plece în altă parte. Vorbim strict de chirurgia coloanei vertebrale. Vorbim strict de chirurgia coloanei vertebrale, care astăzi este o specialitate de război. Adică neurochirurgia și-a atribuit cu totul arbitrar monopolul acestei specialități. Fără să-și aducă aminte, cei mai în vârstă știu că, istoric,
primele coloane vertebrale operației au fost făcute de ortopezi. Și că ortopezii au dezvoltat neurochirurgia, istoric a apărut chirurgia capului, chirurgia creierului, a tumorilor și a traumatismului. Din, hai să zicem, din milă, între ghilimele, prin anii 90 am dat noi ortopezii, am dat neurochirurgilor coloana cervicală, care e lângă cap și am zis că, de exemplu, în Franța și în Belgia se trăia din traumatismele, accidentele de rutiere. Când, adică se trăia? Adică neurochirurgii trăiau ca și aici prietenul nostru Vali Zaharia, trăia numai din hematomele epidurale. În momentul în care centurile de siguranță la mașini și la motociclete, infrastructura drumurilor a făcut ca accidentele de circulație să se împartă în 10 sau 100, numai România deține recordul european de accidente de circulație, neurochirurgii n-au mai avut. Tumori cerebrale sunt foarte puține. Deci n-au mai avut hematoamele epidurale și atunci le-am oferit această chirurgie a coloanei cervicale. E, în România le-am dat, sau le-au dat o mână, au luat tot brațul. Adică din anul 2018-2019 niciun ortoped nu mai are voie să facă coloană vertebrală. Dispoziție dată de? Dispoziție dată de Societatea Română de Neurochirurgie, al cărui președinte este astăzi un foarte bun neurochirurg, dar care se rezumă numai la chirurgia creierului. Este unul din specialiștii de renume europeni. El, clar, el nu face coloană vertebrală. Și atunci eu am la Craiova un titlu onorific și pot pregăti tinerii rezidenți, îi iau la mine în Franța și fac coloană vertebrală. 3 luni, 6 luni și vin înapoi și fac coloana vertebrală. E, am avut surpriza ca din anii 2020 niciunul din ortopezii formați de mine să nu mai poată să facă chirurgia coloanei vertebrale. Excepțiile sunt 2 sau 3, Spitalul Militar din București, care este independent de Ministerul Sănătății, o structură aparte. Da. Și la Iași este un pool de chirurgia coloanei vertebrale, unde sunt neurochirurgi și ortopezi, dar este tradițional. Fac ortopedia și chirurgia coloanei vertebrale de peste 20 de ani. Nimeni n-a avut interesul și curajul să iei de la o parte. Dar cei tineri? Eu am cel puțin 3 elevi de-ai mei care știu să facă coloană, ortopezi fiind, și astăzi le este imposibil. Înțeles. În afară de cei 40 de neurochirurgi care fac chirurgia coloanei vertebrale potabil, ar mai fi încă atâți ortopezi care pot să fac. Și s-ar împărți altfel 18 milioane de locuitori la 100 de chirurgi de coloane vertebrale. Eu am încercat, noi avem în Franța Societatea Română, Societatea Franco-Română de Chirurgie Vertebrală, unde suntem mai mulți chirurgi de coloană vertebrală decât în România. Și cum am vorbit înainte, I have a dream. Ce-ar fi ca numai chirurgii de coloană vertebrală din Franța, din Belgia și din Elveția să vină o dată pe lună cu titlu onorific și să opereze coloană vertebrală în România, la nivel european, la nivel de intervenții și de dificultate care nu se pot face în România. Deocamdată este un vis și probabil că încă va rămâne un vis câțiva ani. Un vis? E bine să nu rămână doar un vis. Sperăm. Da, Martin Luther King a avut totuși și a văzut, nu el, urmașii lui, au văzut visul segregației, dar eu nu văd ieșire din acest punct de vedere, care este numai și numai organizatoric. Am înțeles. Bun. Am lămurit-o cu medicii. De ce pleacă medicii? Haideți să vedem... O scurtă paranteză cu medicii generaliști, pentru că în Franța și în Belgia, grosul lotului de emigrări sunt generaliști. Este o criză enormă de generaliști în toată Europa de Vest.
Și atunci, bineînțeles, condițiile și financiare și organizatorice fac ca foarte mulți generaliști să plece din România. Comuna unde se instalează le dă casă, le dă cabinet, ei lucrează într-un pool de generaliști, onorariile sunt cu totul altfel decât aici, deci probabil că o mare parte din generaliști pleacă pentru situația financiară. Însă nu mai e asta. Generaliștii din România au 50% din timpul lor de activitate administrativ. Birocrația, greutatea cu aceste formulare de trimis la casă, cu rambursare, cu limită de a vedea numai 25-30 de pacienți. Vă referiți la medicii de familie, medicii de familie. Generaliști. Da? Generaliști, medicii de familie. Deci aici sunt așa de bine îngrădiți și ținuți în frâu de casa de asigurări, încât drumul emigrării, iar în Franța, îi primesc cu brațele deschise, cabinet, casă, 5 ani fără impozit și alte avantaje fiscale. Așa se face că sunt sate întregi unde nu există decât medici români. Ne mai vorbim că sunt spitale periferice în Franța, unde serviciile de ortopedie sau de chirurgie digestivă nu sunt ținute decât de români, de specialiști români. Eu, mea culpa este că nu pot să zic, dar de ce veniți în Franța? Adică dezbrăcăm românii ca să îmbrăcăm francezii. Eu am fost primul care am făcut această mișcare. Dar toți colegii mei din anii 90 sperau ca într-o zi să punem bariere la acest flux migrator, ba chiar noi să ne întoarcem.